Zi de încărcătură istorică pentru compania de transport public. Iașul sărbătorește 125 de ani de transport electric în oraș. Evenimentul a început cu o lansare de carte inedită. Oficial a fost publicată prima carte despre transportul public ieșean. Volumul este editat atât în limba română cât și în engleză. Pentru realizarea cărții aș putea spune că am muncit peste un deceniu, timp în care am strâns materiale, am studiat arhive, atât eu cât și colegii mei și partenerii alături de care am realizat această carte. Am documentat fotografii vechi. Odată cu lansarea oficială a volumului Iași Istoria Tramvaiului, cei prezenți au putut vizita și expoziția inedită ce cuprinde în imagini toate modelele de tramvai ce au circulat în Iași, precum și o colecție valoroasă de obiecte istorice. Expoziția poate fi vizitată timp de 30 de zile în holul central al Muzeului Științei și Tehnicii Ștefan Procopiu de la Palatul Culturii. Deci acest eveniment marchează încă o etapă în ceea ce înseamnă anul acesta, adică împlinirea 125 de ani de înființarea transportului electric în municipiul Iași. Este o expoziție care arată 35 de exponate de tramvaie care au circulat de-a lungul timpului, de la înființare și până astăzi. Parcul auto al companiei de transport public este în continuă dezvoltare și achiziție. Transportul electric la Iași este, ca să spunem așa, în maternitatea lui, pentru că acum 125 de ani primul tramvai electric din România a funcționat pe străzile din Iași. Deci, practic, suntem promotorii acestui mijloc de transport ecologic. Suntem, am putea spune, cei care am inițiat la nivelul întregii națiuni și unul dintre puținele orașe din Europa care a introdus transportul electric în acea perioadă. În acest weekend, compania de transport public sărbătorește și Ziua Transportatorului. Sărbătorim 125 de ani de transport public și prin organizarea unei parade a vehiculelor electrice pe care le are municipiul Iași. La ora 12, ieșenii sunt invitați în fața Palatului Culturii, acolo unde va fi o scurtă pauză, un moment în care vom putea observa prin prezența unor actori importanți ai municipiului Iași. 125 de ani de transport electric la Iași înseamnă mii de oameni implicați, pasionați și dedicați cetățenilor orașului pentru a le oferi călătorii confortabile și în siguranță.